Autoritățile medicale israeliene recomandă pasagerilor unui zbor de la București la Tel Aviv din data de 20 noiembrie să se prezinte la doctor pentru un control de rutină, după ce un pasager cu rujeolă a călătorit la bordul acestui avion. 110 pelerini de la Catedrala Mântuirii Neamului au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce li s-a făcut rău. Dintre aceștia, 10 au fost transportați la spital. Românii ortodoxi pot trece prin altarul sfințit al lăcașului de cult până joi. Vești proaste pentru românii din Marea Britanie. Meteorologii britanici avertizează că insula s-ar putea confrunta în următoarele săptămâni cu condiții de vreme extremă, inclusiv cu temperaturi de până la minus 13 grade în unele zone și ninsuri abundente. Fenomenele extreme sunt cauzate de un ciclon arctic venit dinspre Siberia. Peste 1000 de zboruri au fost anulate în regiunea vestului mijlociu din Statele Unite ale Americii din cauza viscolului. Cele mai afectate sunt aeroporturile din Chicago și Kansas City. InSight, un dispozitiv spațial conceput de NASA pentru analizarea activității seismice și a structurii interne a lui Marte, va ajunge în această seară pe Planeta Roșie, pentru o misiune programată să dureze 2 ani, potrivit site-ului Agenției Spațiale Americane. Iar site-ul descoperă.ro scrie că arheologii din Ierusalim au descoperit o piatră inscripționată ce conține cuvinte din Biblia ebraică. Artefactul numit Beca, unitate de măsură a greutății din Biblia ebraică, datează din perioada primului templu, în urmă cu 3000 de ani. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.